Într-un proiect de hotărâre pus în dezbatere publică, ministrul familiei propune noi condiții pentru atestarea asistenților maternali, cu scopul de a îmbunătăți situația actuală. Conform expunerii de motive din inițiativa legislativă, în prezent rețeaua de asistență maternală este îmbătrânită și are un nivel scăzut de educație, experiență și calificare. Conform noilor reguli, nu vor mai putea fi asistenți maternali pensionarii, persoanele care au o condamnare definitivă sau locuiesc cu cineva aflat în această situație, pacienții cu boli transmisibile sau psihice, persoane dependente de alcool sau droguri, ori cele care au un istoric de violență în familie. De asemenea, vor fi necesare cel puțin 8 clase absolvite, o capacitate deplină de exercitare a profesiei, prezentarea unor garanții morale pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, domiciliu într-o localitate cu acces la servicii medicale și de educație și cel puțin un venit deja existent în familie. În plus, se impun și limite pentru diferența de vârstă între asistentul maternal și copilul aflat în îngrijire, de minimum 18 ani și maximum 47. Ministerul Familiei mai propune ca odată obținut atestatul de asistent maternal să fie valabil pe o perioadă nedeterminată cu avizare la fiecare 2 ani. Pentru nerespectarea acestor prevederi vor fi aplicate amenzi între 2.500 și 10.000 de lei, se mai menționează în proiectul de hotărâre pus în dezbatere publică.